Tu ești o ilustrare fidelă expresiei pumn de fier într-o mănușă de catifea. Nu ești predispusă la dispute și dezacorduri. Atinge obiectivul tău folosind farmecul și carisma. Chiar și atunci când decizi să joci greu, alții nu pot observa că lupta a început deja. Ești foarte pragmatică, dar suficient de flexibilă pentru a te adapta la timp și la oameni. În căutarea armoniei și a perfecțiunii, iei în considerare toate aspectele problemei, dar uneori ți este dificil să ajungi la o soluție și efectul paralizant al indeciziei. Poate afecta faptul că pierzi unele dintre oportunități ce se deschid înaintea ta. Te bazezi pe farmecul tău, ceea ce crezi tu, te va ajuta să-ți realizezi planurile și să-ți atingi obiectivele. Astfel, principalele tale talente se manifestă în mod deschis și neapărat cu atenția altor oameni. De fapt, farmecul tău poate fi invidiat. Tu reușești să aduci pe alții la punctul tău de vedere și să beneficiezi de acest lucru. Ai nevoie să simți recunoașterea societății. Totuși, poți folosi darul tău natural de seducție cu un calcul insidios sau intenție dăunătoare. Pentru astfel de situații, problema materială este deosebită de importantă. Pentru tine, atractivitatea în sensul cel mai larg al cuvântului este foarte importantă. Dacă natura nu te-a răsplătit cu un aspect bun, îți folosești cu succes abilitățile intelectuale pentru a seduce. Semnul tău zodiacal aparține constelației Gemeni. Gemenii sunt direct legați de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități: viteză, învățare rapidă, gândire logică, înțelepciune. Dispunând de înalte abilități mentale, dar inconsecventă în decizii, poți fi foarte controversată. Deoarece constelația ta apare pe cerul înstelat doar spre sfârșitul lunii mai, ești supusă influenței Mercurului. Datorită lui, te distingi prin elocvență și înțelepciune, iar diplomația și abilitatea de a organiza și desfășura diverse evenimente te fac un partener minunat în muncă. Trăsătura cea mai cunoscută a personalității tale este impermanența. De asemenea, trebuie să lucrezi pe cont propriu mereu, deoarece tendința născută de a minți și de a înșela te poate împiedica să menții relații bune cu cei dragi. Pentru mulți se pare că ești foarte frivolă, dar aceasta este doar o consecință a unei minți creative și dornice de comunicare. Tu ai nevoie de sprijinul celor dragi, pentru că nu ai prea multă încredere în sine. Cu toate acestea, planeta călăuzitoare Mercur te-a înzestrat cu multe calități pozitive. Ai o imaginație foarte bine dezvoltată, astfel că devii ușor lider și sufletul petrecerilor. De asemenea, simbolizezi tinerețea și frumusețea, vitalitatea ta nu se usucă nici măcar la bătrânețe. Guvernatorul tău astral este Mercur. Planeta Mercur este responsabilă pentru un sentiment de frumusețe, precum și capacitatea de a gestiona banii. Mercurul este favorabil jurnaliștilor, vânzătorilor, călătorilor, alergătorilor și chiar infractorilor. Planeta ta în exil este Jupiter. Lui Jupiter îi poți mulțumi pentru incapacitatea de a separa principalul de secundar și lipsa de vederi personale. Se pare că te-ai născut cu o tijă tare și chiar dură în interior. Rigiditatea ta și uneori chiar cruzimea nu sunt întotdeauna observate de alții, ceea ce te face să fii subestimată de rivalii foarte periculoși. Ești fermecătoare și, de obicei, nu-ți place să te cerți, atingându-ți obiectivele cu persoasiune și influență moale și imperceptibilă. Agresiunea directă nu este stilul tău. Ești foarte flexibilă și te adaptezi bine circumstanțelor și grupurilor diferite. Ești uneori destul de indecisă, alegerea uneori îți provoacă dificultăți, dar te străduiești să te perfecționezi cu tot sufletul tău, ești curioasă, atentă și grijulie. Din acest motiv, ai putea să-ți pierzi norocul, nefiind hotărâtă la timp să acționezi. Tu cauți nu numai să obții recunoașterea de la sexul opus, ci și să asiguri dependența completă a partenerului tău față de tine. În general, orice manipulare este posibilă. Ești un adevărat expert pe sufletul uman, accepți visele și fanteziile celorlalți.
dorințele și nevoile lor. Poți fi un părinte bun, dar ai un obicei urât de a-ți răsplăti excesiv copiii sau de a-i manipula, fiind de la fel de nemiloasă sau iertând. Tu ai o înțelegere instinctivă a cât de departe se poate merge, urmărind un anumit scop și în ce moment este de dorit să te retragi. De-a lungul anilor, această înțelegere crește. Foarte rar poți fi acuzată de faptul că urmărești obiective imorale, pentru că în cele din urmă, nu este scopul în sine care este important, ci calea spre el. Cel mai adesea, farmecul tău duce la încântarea altora. Cu toate acestea, adevărata ta natură poate rămâne pentru totdeauna un secret, nu numai pentru alții, ci și pentru tine însăți. Te distingi față de alții nativi din gemeni prin astfel de trăsături speciale, ești sinceră, plină de tinerețe, versatilă. Îți place să experimentezi și să rătăcești în mod nebun în dragoste cu cineva care te poate surprinde și cuceri serios, dar nu cu imprudență și curte primitivă, ci cu mișcări elegante și non-standard. Cum afectează data de 15 iunie soarta ta? Te distingi prin farmecul și capacitatea ta de a te îndrăgosti de tine însăți la prima vedere. Având în vedere atractivitatea ta, o folosești pe deplin pentru a-ți atinge obiectivele dorite. Îți este destul de ușor să atragi atenția prietenilor și familiei și să obții de la ei tot ajutorul necesar în rezolvarea problemelor tale. Tu manipulezi cu pricepere sentimentele celor dragi și, la rândul lor, le este dificil să se împotrivească unei astfel de influențe. Ești obișnuită să cauți recunoașterea publică în toate privințele. Dotată cu talent natural, sarcina principală pentru tine însăți este să cauți cât mai mulți fani cu putință. Problema materială este foarte importantă pentru tine. Uneori folosești atitudinea bună a prietenilor și colegilor pentru scopurile egoiste de a-ți spori situația financiară. Acest lucru poate fi exprimat prin primirea de diferite tipuri de ajutor sau prin folosirea de legături. Dacă natura ta fizică te avantajează cu un aspect atractiv, vei încerca să câștigi credibilitate în societate, folosind abilitățile tale mentale. Dar în acest caz vei lăsa cunoștințele tale să controleze oamenii din jurul tău. Întreaga esență a comportamentului tău constă în facilitarea vieții proprii, prin utilizarea resurselor umane ale altcuiva. Cei care sunt mai devreme sau mai târziu conștienți de o astfel de dependență, preferă să scape de această legătură, dar aceste lucruri nu te înspăimântă. Poți înțelege toate subtilitățile psihologiei umane. Și chiar dacă nu alegi psihologia ca profil principal al vieții tale, atunci cunoștințele din aceste domeniu le folosești pentru a construi relații confortabile cu ceilalți. Tu gestionezi cu ușurință dezvoltarea carierei în publicitate și marketing. Ești foarte sensibilă la dorințele și dispozițiile publicului și manipulezi cu pricepere mințile oamenilor. În același timp, simți bine limitele care este mai bine să nu fie depășite. Aceste lucruri te ajută mereu să-ți atingi obiectivele. Dragoste și compatibilitate în dragoste, ai noroc ca nimeni altcineva. Datorită farmecului tău, ești întotdeauna înconjurată de o mulțime de fani. Tot ce rămâne pentru tine este de a face alegerea potrivită. Rezultatul acestei alegeri, ca regulă, devine o familie puternică și un număr considerabil de copii. Tu tratezi copiii cu o anumită frică, adesea punându-i pe primul loc în viața ta. Tu poți sacrifica o carieră de succes de dragul creșterii copiilor. Deși te străduiești să găsești un partener permanent, natura ta iubitoare de libertate preferă să flirteze decât să angajeze legături puternice. Poți supraviețui unor povestiri tulburi înainte de a-ți găsi adevărata jumătate. Într-o pereche, preferi să fii lider de ale cărui cuvinte și opinii depinde tot. Alianțele emoționale armonioase se vor dezvolta cu berbecul și vărsătorul. Aceasta deoarece berbecul îți va da pasiune, nu te va lăsa să te plictisești și te va energiza. La rândul său, vărsătorul împărtășește dorința ta de libertate, atitudinea ta frivolă și aventuroasă. Riscul este ca vărsătorul să devină autosuficient și să te expulzeze când ți-e lumea mai dragă, fără niciun semn de avertizare.
Uniunile familiale cele mai liniștite și mai rafinate sunt cu reprezentanții semnului tău zodiacal. Gemenii te pot captiva cu farmecul și intelectul lor, iar cu natura lor neobișnuită și rafinată, adaptabilă, poți construi relații pe termen lung. Poate fi o relație excelentă ce se va dezvolta permanent. O uniune interesantă, dar inegală te așteaptă cu leul, dar aici există riscul de a acumula oboseală din cauza patosului său excesiv, dar și datorită indiscreției sale primitive. Capricornul, Fecioara și Taurul sunt prea pasivi și previzibili pentru tine. Aceste alianțe sunt sortite eșecului. Racul cu sânge rece și slab te poate aduce la disperare, în această uniune nu există puncte de contact. Cu un reprezentant din Balanță sau Scorpion este puțin probabil să faci casă comună, să trăiți sub același acoperiș. Balanța este mult prea indecisă și lentă, iar Scorpionul va încerca în permanență să te manipuleze, vei simți în permanență transpirația rece a trădării. În raport cu aceste două semne zodiacale, ești pe etaje diferite, fără scări și lifturi între ele, sau chiar mai rău, în blocuri diferite. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Apelul și capacitatea de a convinge sunt cheile carierei tale. Dacă natura te-a înzestrat cu un aspect atractiv sau interesant, lucrezi pe podium, în cinematografie, în teatru. Dacă nu te poți lăuda cu apariția ta, vei încerca să sensibilizezi pe toți cu mintea ta. În acest caz poți încerca în știință. Cel mai adesea, carisma ta nu cunoaște limite. Rar nu folosești acest dar. Poți fi însă iubitoare de profit, pentru care farmecul tău este doar o modalitate de a jefui pe cineva, pentru a atrage bani. Prosperitatea materială are întotdeauna importanță pentru tine. Ești inteligentă, înțelegi perfect oamenii, poți deveni un psiholog excelent. Câteodată te joci cu ceilalți. Îți place să te simți iubită și înconjurată de fani. Succes semnificativ te așteaptă în domeniul publicității, deoarece ești capabilă să gestionezi emoțiile mulțimii și să înțelegi în mod clar ce să cauți și cum să atragi clienții. Relațiile publice sunt punctul tău forte. Talentul pentru a atrage și a încânta poate fi demonstrat în orice profesie. Ceea ce este deosebit de important este faptul că poți folosi această cunoaștere pentru binele cauzei. Deci, să dau un exemplu, fiind angajată a unei societăți comerciale, ești capabilă să atragi publicul către un produs sau serviciu, iar în publicitate, marketing și relații publice, te simți ca peștii în apă. De fapt, orice profesie care implică obiectivul de a arunca un cârlig și de a prinde un pește este complet compatibilă cu talentele tale de seducător natural. Dacă o firmă sau o organizație caută o persoană capabilă să atragă atenție și capital în această structură, dacă afacerea depinde de numărul de clienți din magazin, te poți dovedi a fi angajatul de neînlocuit care poate interesa atât clienții cât și sponsorii. Poți să te descurci perfect cu rolul de mentor al tinerilor, deoarece motivația generației tinere este bine înțeleasă de tine. Sănătate și boli. Recunoști necesitatea de a menține o formă fizică bună ca o condiție indispensabilă pentru atractivitatea sexuală? Dar influența lui Venus se poate manifesta prin faptul că ești prea pasionată de căutarea plăcerilor vieții fiind supuse lenei, ego-ului. Tu dorești să arăți tânără și atrăgătoare, dar uneori, nu ești capabilă să reziști tentației de exces, ca urmare, poți suferi de greutate excesivă și chiar obezitate. Hedonismul, adică dragostea plăcerii, exacerbează problema. Ar trebui să faci exerciții regulate, inclusiv mersul pe jos, alergare, aerobic, fitness. Trebuie să-ți controlezi cu atenție dieta și să nu renunți la avantajele pe care alimentele sănătoase le oferă. Din fericire ai probleme rare cu sănătatea și starea sistemului nervos. Soarta și norocul. Universul te-a înzestrat cu o varietate de talente și abilități. Tu ești câștigătorul. Nu-ți place? Și nu știi cum să pierzi, deoarece tu calculezi în avans toți pașii,
Înainte de a face ceva, analizez cu atenție toate aspectele situației. Ai o intuiție bine dezvoltată. Având abilitatea de a anticipa evenimentele, alegi fără îndoială calea potrivită. Ai o tendință spre misticism, uneori poți fi împiedicată de faptul că ești nepractică. Sfaturi pentru tine. Încearcă să te bazezi cât mai puțin posibil pe aspectele legate de mediul tău. Formulează cu claritate obiectivele dezvoltării independente și decide cu privire la direcția prioritară. Nu-ți fie teamă să fii singură pentru o perioadă scurtă de timp, este doar necesar să-ți restaurezi vitalitatea. Trebuie să acorzi atenție nu doar exteriorului, pentru atragerea clienților, sponsorilor, fanilor, prietenilor, dar și părților secrete ale sufletului tău. Cu alte cuvinte, trebuie să-ți amintești despre beneficiile și valoarea cunoașterii de sine. Ce cadouri ți se potrivesc? Tu tolerezi mult mai ușor că a uitat cineva să te felicite decât alte semne, astfel încât nu atragi cadouri de o importanță foarte mare. Pentru a-ți face plăcere un dar, este foarte simplu. Este important să fie dăruită din inimă și să fie exact ce vrei. Nu este dificil să știe cineva ce vrei. Este suficient doar să discute, să te lase să viseze în ajunul sărbătorii tale și toate dorințele vor fi imediat exprimate. Prin natura ta iubești sărbătorile și oamenii din jurul tău. Dacă primești bilete la film, după ce ai vizionat acest film va fi cel mai interesant film din viața ta. Căști pentru telefon. Imediat se dovedește că setul cel vechi nu era deloc bun și că darul s-a dovedit a fi mai bun ca niciodată. Fiind inteligentă și bine citită, nu vei fi niciodată dezamăgită de darul intelectual, de exemplu, o carte electronică, o colecție de filme documentare sau o enciclopedie. Dacă ar fi să primești o bijuterie, ar trebui să-ți aleagă un lanț sau colier de argint. Este mai bine să nu primești unele, deoarece ele semnifică o constrângere a libertății tale. Prețul unui cadou nu este practic important pentru tine, atenție este importantă. Poți fi fericită doar cu atenție, o grămadă de nimicuri în cutii mici asortate pot să te distreze și, în același timp, comentariile care vor acompania procesul de desfacere a ambalajelor, pot fi asemănătoare cu un monolog al lui Nae Lăzărescu. Cu ambalajul nu excelezi, este puțin probabil să-ți atragă atenția asupra lui, este mai interesant pentru tine ceea ce este înăuntru. Dar nu este o curiozitate care te conduce. Te bucuri că e mai multe din cel ce dăruie, decât ceea ce a adus. Dar tu iubești darurile cu înțeles. Este mai bine să nu ți se dea mărunțișuri chinezești inutile. Chiar și ustensilele de bucătărie vei fi bucuroasă să le primești și nu vei da niciodată impresia că nu ai nevoie de ceva. Dar vei găsi cu siguranță o aplicație pentru tot și vei povesti cu siguranță mai târziu cât de importante s-au dovedit a fi lucrurile primite. Florile oferite de ziua ta de naștere ar trebui să fie de un violet blând într-o vază. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.